Tu știi că Ava sare cu parașuta? Nu te frică? Nu! Deloc! Deloc! Dacă alunec și cad, mă ține ham! Acum fac Matilda. Acum, tu faci Matilda, ești da. Resunet? Mamă, da. Cât de tare! Bă. Ești minunat! Mulțumesc! Te treacă în toate stările, o să te treacă și o să-ți placă foarte mult. Nu mai există altceva în da? Țară la nivelul ăsta, da. Ce-ți oferă viața, îți place, place, îți place. Viața cu Verdini! Am venit la Matilda, la opera comică. Dacă un spectacol are mulți copii pe scenă foarte, foarte talentați, înseamnă că e un spectacol pentru copii? Acest spectacol este recomandat copiilor de 7 ani. Durează 3 ore, se cântă în engleză. Sunt multe scene în care se țipă foarte mult și se vorbește urât pentru că directoarea este o psihopată agresivă, ceea ce te bagă niște stări pe care să le ții minte. Te pregătești asta pentru viață? Probabil. E o producție cu buget mare, cu oameni talentați, multă muncă. E de văzut, dar nu de două ori, pentru că e un spectacol care cere multă energie de la tine pe alocuri lungit inutil. Povestea nu e pe gustul meu, dar merită. Copiii de pe scenă m-au impresionat prin talent și profesionalism. Sunt super! Mergeți să-i vedeți! Nu vă așteptați ca Matilda să miște obiecte cu privirea. Asta se întâmplă doar în film. Haideți! Nu o să vă vină să credeți cu cine m-am întâlnit. Chiar cu copiii mei! Ce unde? Faceți, mai copii? Unde m-am? La înghețată! Unde puteai să te întâlnești? La înghețată, aici, la opera comică. Mamă, dacă vedea Ava ce e în spatele ei. A văzut deja? Ah, ok. Mulțumesc! Da. Nebunam? Hai să-mi plătești pentru traseu. Ce traseu, iubito? Traseul acela. Acolo sus, în da. Copac? În da. Copac? Da. Cum adică? Păi, ce, tu ești Tarzan? Nu, dar vreau. Păi și cum, să te cațări acolo? Da! Tu vorbești serios? Cu ham! Cu... Stai liniștit, cu ham! Da? Nu da. Trebuie să-mi fac griji? Nu, că dacă alunec și cad, mă ține ham! Am înțeles. Și nu ți-e frică? Nu! Deloc! Deloc! Bine, să mergem! Nu pot să cred ce am găsit aici și un dinozaur! Mamă, dinozaurul ăsta vinde tichete? El vinde tichetele? Nu! Ah, dar cine? Bună, T-Rex! Nu pune mâna pe el, nu pune că de mușcă. Ba nu. Ba da, ham. E drăguț. Ba da, 10 tichete, vă rog. Bine. Tu câte vrei? 10. Cu cardul, vă rog. Yes, 10 tichete. Adică pot să mă dau de 10 ori? Nu, adică atât costă ca să intri. Oh. Salut, vrea și Ava Lucia să se cațere în copaci. 7 tichete, Ava, te rog, păstrează 3 și dă-i-le pe celelalte domnului. A, așa? Și încă unul de aici. Mulțumim! Yay! Două mi-au rămas. 3. Nu ți-au rămas ție, i-au rămas lui Felix. Hai! Dar Ava, o să fii atentă, da? Da! Bine, am încredere în tine, da? În cazul în care se întâmplă să cazi, nu uita să pornești parașuta, ok? Deschizi parașuta! Deschizi parașuta imediat! N-am parașuta! Cum adică? Păi și care e distracția dacă n-ai și parașuta? Tu știi că Ava sare cu parașuta? Nu știu. Nu sar cu parașuta! Dar cu ce? Doamne, nu sar! Dar are timp să facă traseul? Ce, să sară cu parașuta? Păi imediat cade. Are doar 2 secunde de cădere liberă, în rest. Nu sar cu parașuta! Uite, le întrebăm pe domnul. Când, cât durează traseul ăsta? Este în funcție de ea, dar Matilda astăzi începe la 6:30, nu? Da. Aveți timp. Avem timp. Salut, așa, că eu te filmam doar mâna, așa. Mă bucur să te revăd. Și eu mă bucur, ce da. Faci, cum ești? Bine, uite, am venit să văd Matilda, el este nu fost cred. Coleg și printre altele și DJ. Fost DJ. Nu mai ești DJ? Nu mai sunt DJ, sunt doar sunetist acum. A, noi ne vedeam la evenimente de obicei, dar acum faci next level cum ar da, veni. Exact, acum fac Matilda. Acum, tu faci Matilda, ești da. Sunet? Mamă, cât de tare. O să, wow. O să vezi ceva. E incredibil? Da. Rezist alea 3 ore? O să vrei mai mult.
Hai mă, că mi-ai ridicat așteptările prea mult. Nu mai există altceva în țară la nivelul ăsta, da. Bine, atunci te așteptăm și la show-ul nostru, la Minunații, că și noi suntem buni. A, unde? La Palatul Copilor, Sala Mare. Când? Ți explic eu, intri pe bilete.minunatii.ro și îți alegi de acolo câți mai multe date. Ok, da? Așa face. Da. Hai să-mi povestești. Ce ați făcut? Să nu-mi spuneți că v-ați dat în roata asta. Să nu-mi spui că te-ai dat în roată. Singur. Singur? Eu n-am apucat să te văd. Te-ai dat în roata asta imensă? Wow! Hai salut, mă, Cristi, ce mă bucur să te văd. Mie mi se pare incredibil. Ies din casă și mă întâlnesc cu oameni vechi care uite că sunt încă noi. Exact. Priviți-l, este super mega fresh. Nici nu zici că i-a desfăcut încă cineva ambalajul. De la skincare. Zim, da. Zi-mi despre Matilda, că înțeleg că l-ai văzut. Da, păi ți-am zis, e 7 de spectacolul. Mamă, adică... deci zici că fac reclamă la spectacolul ăsta, da. Nici nu l-am văzut. Da. Și nici nu m-au plătit, da. Și uite că, da, păi dacă toată lumea, ăsta e un vlog sincer. Arta merită. Ok, dacă merită, bagă. Da, merită și o să vezi că o să vă trezească toate simțurile așa pe... Te treacă în toate stările, o să te treacă și o să-ți placă foarte mult, mai ales că dacă... Și la 4 ani ai lui Felix? Da, cum? Chiar și la 4? Atât de mulți copii acolo că o să vrei să fii și tu cu ei pe scenă. Wow. Da, o să zici, vreau și eu acolo pe scenă. Nu, nu o să zici asta, în niciun caz, nu. Da, că o să stai liniștit pe scaun cu noi. O să stai cu minte? Da, așa. Da, că o să ne dea afară, nu? O să fii spectator cu minți. Da, mă. Da. Rezistăm 3 ore, că am înțeles că durează 3 ore. Păi aveți pauză. Deci mai mult de 3 ore. Deci mai mult de... Aveți pauză, cum așa? Da, pauza cât? Avem pauză, mă. Și voi acolo un pișcoțel, un suculeț, un... avem festivalul Bebea, nu mai e cazul să schimbăm Pampers-ul, deci... Așa. Deci Andrada, iubita ta, face parte din show-ul Bebe. Cu Bubu, da. Bubu, Bebe? Bubu, Bebe, Bibi... Am înțeles. Toate, o onomatopeele. Foarte tare. Dar mai aveți timp să mergeți, că Bubu se joacă și de 6 ori pe zi. Oooo, ce tare, deci mâine, super. Dacă n-aveți ce-ți faci 6 ore. Super tare. De 6 ori. Îl vezi pe Bubu de 6 ori, plecați de acolo. Doctor, docenți în animale. Super tare. Seama că ești tu. Poftim. Ce trebuie să fac? Nu trebuie. Cine să faci? Cine trebuie să mă aleagă? Cine trebuie să mă aleagă? Nimeni nu trebuie să te aleagă. Nimeni. Poți să te pup? Da. Ce faci? Dar mi-ai pus camera în față. Da, nu e nicio problemă. Ce să fac? Sunt foarte bine. Tu ce văd, faci? Văd. Ești minunat. Mulțumesc. Și tu ești minunat. Uapa, minu. Unde sunt ai tăi copii? Uite-l pe Felixuț aici. Și Ava e pe aici, pe undeva. Poate Palma. Eu să știi că eu credeam că tu ești bebeluș. Pentru că eu te știu de când tu erai bebeluș. Uite-ți și pe Ava, a apărut, magie. Ce faci, Ava? Mă bucur să te cunosc, eu sunt Andrada. Încântată de cunoștință. Știu de când erai, cred că în burtică, nu? Da, în burtică, în burtică. Da. Mă bucur să te cunosc, ea este fetița mea Zoe. O, v-ați făcut cunoștință? Nu. Uite, păi puteți să vă dați mânuțele așa și să vă uniți destinele. Cum e, mă, să fii actriță aici la Opera Comică? E foarte frumos. Da? Da, e distractiv și nu simți că muncești, te distrezi mai mult. Da? Măi, nu mai spune că oamenii de pe internet te vor crede, vor să zică, mă, fac actriță. Păi să vină aici să vadă cu ochii lor. Da? Da. Bine. E minunat. Este? Da. Felix, Ava, haideți că începe spectacolul. Hai! Ne-am întins la vorbă și e posibil să ratăm începutul spectacolului. Hai, Felix, grăbește-te că nu vreau să ratăm începutul show-ului. Ce faci, mă, uimiți pe Matilda? Ce amuzantă ești! Cine e frumoasa din pădurea adormită? Uite acolo! Tu ești frumoasa din pădurea adormită? Nu, uite, aia eu! Nu, că tu nu prea dormi. Pardon? Vreau să-mi
Mulțumim! Dita-le, tata, te părea că ar fi putut să